Pentru a evita ambuteiajele și a reduce timpul de așteptare în vamă, în perioada sărbătorilor de iarnă, vame și polițiștii de frontieră vor activa la capacitate maximă. Astfel vor fi utilizate toate pistele de control disponibile, precum vor fi coordonate și acțiunile de control cu autoritățile din România și Ucraina, încât formalitățile de vămuire să fie accelerate pe ambele părți ale frontierei. Potrivit unui comunicat de presă al serviciului VAMAL, numărul angajaților și echipamentelor de control va fi suplinit în funcție de necesități, iar controlul VAMAL este efectuat inclusiv de către șefii posturilor VAMALE și adjuncția acestora. În cadrul fiecărui post VAMAL este creat un grup de intervenție. Membrii acestuia, în caz de necesitate, sunt rechemați în serviciu și implicați în efectuarea controlului VAMAL. Totodată, fraudele VAMALE depistate de către inspectorii din prima linie urmează a fi preluate de către specialiștii din cadrul subdiviziunilor specializate, astfel încât să fie exclus riscul tergiversării controlului VAMAL. O altă măsură de fluidizare a traficului introdusă de către serviciul VAMAL se referă la aplicarea sistemului de două coridoare la patru dintre cele mai solicitate posturi VAMALE, Sculeni, Leușeni, Giurgiulești și Tudora. Prin urmare, cetățenii care nu dețin bunuri ce necesită a fi declarate pot opta pentru coridorul verde, în timp ce coridorul roșu este destinat persoanelor care transportă mărfuri care presupun achitarea taxelor VAMALE aferente. Pentru persoanele care intenționează să traverseze frontiera VAMALE, serviciul VAMAL are instituit centrul unic de apel unde aceștia pot solicita informații și consultații privind regulile de trecere a mărfurilor și unităților de transport peste frontiera VAMALă. Menționăm că participanții la traficul transfrontalier își pot planifica ruta optimă accesând pagina web a instituției, rubrica Traficul Online, unde au posibilitatea să vizualizeze în timp real numărul unităților de transport care se află în cele mai tranzitate puncte de trecere.